Codul portocaliu de vijelie emis de meteorologi a adus precipitații record în mai multe zone din țară. În urmă cu puțin timp, în Tulcea, 10 de șoferi și pasageri au rămas blocați în autoturisme pe un drum național din cauza viiturilor, iar vremea extremă își face de cap și în orele următoare. E viitură mare, avem mașini blocate. 12 mașini și un microbuz au rămas blocate pe DN22D în județul Tulcea. Oprezi lângă el să vedem dacă e cineva în mașină. Este? Mai multe echipaje de salvatori au intervenit de urgență pentru a scoate mașinile din mijlocul apelor. Uite, mai bine și mai sus, băi, iau de aici și sus. Ploile scurte, dar puternice, au produs viituri care au inundat drumul. Pompierii au reușit cu greu să scoată toate vehiculele din zona afectată. Probleme au fost și în restul țării. În județul Constanța, în timp ce temperatura resimțită era de 43 de grade, a lovit o vijelie puternică. Vântul a suflat chiar și cu 90 de km pe oră. Fenomenele extreme sunt generate de coliziunea dintre două fronturi cu temperaturi diferite, cel cald din sud și altul rece din nord. Aceste ciocniri la mare altitudine sunt responsabile de vijelii. Centrele cu rachete antigrindină din țară sunt deja în alertă. Vor genera fenomene convective foarte violente. Aia se vor manifesta prin energie ridicată și prin viteză de propagare, de difuziune ridicată. Unitatea este bine aprovizionată cu rachete în prezent, echipajele sunt bine instruite, am mai trecut prin așa ceva. Vijeliile au lovit și nordul țării. În Suceava au căzut precipitații record, 40 de litri pe metrul pătrat. Trei oameni au murit până acum în lacul cu apă sărată, fără curent sau valuri. Nu vreun pericol din apă i-a răpus, ci soarele puternic. Astăzi s-a produs o nouă tragedie la Techirghiol. Un bătrân căruia i s-a făcut rău în apă a fost scos fără suflare. Din păcate, turiștii nu ascultă recomandările medicilor și fac tratamente cu nămol după ureche, inclusiv în timpul orelor de vârf. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 65 de ani a fost scos fără suflare din lacul Techirghiol. Medicii Zmurd au declarat decesul chiar pe malul apei. Alte două persoane au murit în acest lac în ultimele săptămâni, un alt bărbat și o femeie. Nu i-au răpus curenții ori valurile, ci li s-a făcut rău sub soarele arzător. Stări de astenie generală, de prelipotimie, de lipotimie, deci chiar și oamenii sănătoși sunt oameni tineri care au avut accidente de genul ăsta. Chiar și așa, locul este un adevărat magnet pentru turiști, indiferent de oră. Experiență și asta, nu? Să te nămolești. De ce ați ales să vă dați cu nămol? Pentru sănătate. Pentru ce să faci? La recomandarea medicului? Nu, de data asta. Oamenii rămân pe marginea apei și pe parcursul orelor de vârf. Este puțin teamă că, iată, este ora 14 jun. Păi nu stau numai la soare, mai... umbră, soare, umbră. Medicii fac o diferență între pacienții care vin cu recomandare la tratamente și turiștii. În mod normal, inclusiv expunerea la soare este stabilită în limite clare. Prescripțiile sunt pe fișa de tratament, sunt efectiv cu excepția acestor ore. În schimb, sunt mulți turiști, să le spunem, care se expun la soare fără să ceară vreun sfat, vreo părere medicală. Așa se face că pe malul lacului găsim mulți turiști care fac tratamente după ureche. Am probleme de sănătate și îmi fac bine. V-ați dat cu nămuna recomandarea medicului? N-am cerut recomandare, vin de ani de zile. Stăm la umbră pentru un moment dat. După care, după 4-5, intrăm din nou în apă, ne simțim super bine. Apa caldă? Foarte caldă. Apa caldă nu are curenți și nici valuri, în plus e sărată. Chiar și așa, aici se pot produce tragedii. E super! E caldă, e bună. E, pentru oameni de ăștia mai bătrâni care vin să-și facă aici, dar și pentru tineret e foarte bună. Acum e ora asta de vârf, dar mai târziu să vină multă lume. Soarele puternic se poate transforma în dușmanul turiștilor. Efectul razelor solare la ora aceasta, la orele acestea ale prânzului, nu pot fi decât nocive. Soarele este din ce în ce mai agresiv pe an ce trece. În mod normal, tratamentele făcute în aer liber sunt permise până la ora 11, apoi după ora 16, când radiațiile mai scad în intensitate. Medicii din Suceava sunt în alertă după ce 5 copii au fost internați la spital cu meningită. Numărul îmbolnăvirilor rămâne ridicat după ce în luna iunie au fost confirmate 27 de cazuri de meningită, cele mai multe la copii. Pentru a evita răspândirea bolii, Direcția de Sănătate Publică face controle la piscinele din județ. Mai multe informații despre această situație are colega mea, Delia Sândulachi.
Bună seara, Adelia! Bun găsit! Inspectorii sanitari iau probe de apă de la piscine și le analizează în laborator pentru a evita ca numărul îmbolnăvirilor să crească și mai mult. Până în acest moment, în evidențele Direcției de Sănătate Publică din Suceava, sunt 59 de persoane cu meningită. Medicii spun că atât copiii cât și adulții au forme ușoare sau medii și răspund la tratament. Este însă foarte important să se ceară ajutor medical încă de la primele simptome, fie că vorbim de febră, dureri de cap, vărsături sau greață. Asta pentru că netratată la timp, boala poate avea o evoluție imprevizibilă și poate duce chiar și la deces. De aceea specialiștii sfătuiesc pe oameni să respecte toate regulile de igienă, să consume apă doar din surse sigure, iar dacă merg la piscinele publice, să facă duș atât înainte de a intra în piscină, cât și la plecare. Acestea au fost informațiile. La revedere! Lupta pentru reciclarea peturilor devine tot mai acerbă. Oamenii care aduc ambalajele reciclabile pe care le-au utilizat se lovesc de cozi uriașe formate de căutătorii profesioniști. Aceștia vin cu saci de oldora de peturi pe care le adună de unde văd cu ochii ca să-și suplimenteze venitul. Așa că mulți se plimbă cu sacoșa cu ambalaje în mașină până când găsesc un aparat liber. Aici am pungat. Era coadă. Era coadă. Era coadă mare. Și n-ați mai avut răbdare să mai... Trebuie să ai răbdare multă. La fel ca acest domn, tot mai mulți români umblă cu punga cu peturi în mașină. Cozile uriașe de la automatele de reciclare îi descurajează. Câteodată le las în mașină și mă duc în altă zi, când am timp. Mă duc în altă parte. Aici e mult, adică vin cu saci, nu știu de unde le aduce. Saci întregi, le adună, eu știu. Da, și trebuie să căutați așa magazinul unde e mai liber? Unde e mai liber, da. Și multe am găsit închise. Uh-huh. De exemplu, defecte. Țineți sacul în mașină după dumneavoastră? Da, mai țin sacul, da, sacoșa și după aia mă duc unde găsesc. În parcarea unui supermarket, mai mulți oameni scot dintr-o mașină un sac plin ochi cu peturi și alte două pungi. Lor li se mai adaugă și reciclatorii profesioniști sau, altfel spus, căutătorii de peturi. Acele persoane care adună de peste tot ambalajele reciclabile, cum este și cazul acestui tânăr, pentru a avea o sursă suplimentară de venit. Peturile le găsiți. Acum depinde, trebuie să știi cum să le cauți și unde să le cauți, gen în punctele cele mai aglomerate. Câți bani ai făcut până acum? Până astăzi? Un milion jumate. Eu pe lângă salariu îmi fac asta partea a doua. Așa că nu e de mirare că la toate asemenea aparate se formează cozi, iar oamenii care vor să recicleze ambalajele pentru care au plătit, abandonează lupta. Mai e și foarte tare. Partea bună e că ar fi aproape și acolo nu care o e condiționat și stai la alcoole, că nu știu că asta mor. Și mă gândesc serios să... Vă duceți acolo? Ne mutăm la un alt aparat de reciclare. Și aici, cei care vin cu doar câteva sticle au de așteptat 10 de minute după persoanele care aduc și câte 3-4 saci. Iar de multe ori utilajele se blochează. Depinde de voi, acum cum băgați voi. Hei! Copiii n-aveți voi, vă blocați ăla. Trebuie să așteptăm mai mult pentru că nu suntem civilizați. Dacă n-ar veni ăștia cu saci și dacă n-ar avea de unde să le colecteze, să adune saci mulți așa și fiecare și-ar face treaba, atunci... Ar merge mai repede. Dacă s-ar monitoriza stațiile respective și s-ar vedea și care e fluxul de oameni și cât de repede se umplu și cât de mulți oameni vin, s-ar putea face probabil puncte de colectare suplimentare astfel încât problema asta să se rezolve. Cele mai recente date arată că numărul consumatorilor care adoptă sistemul de garanție returnare este în creștere. 4 din 5 români au returnat cel puțin o dată ambalajele SGR. Când foamea sau bolile ne scot din casă, nu mai ținem cont nici de caniculă. Nici în plin cod roșu nu lipsesc cozile de la farmacii sau de la terasele cu mâncare. Căutând un colț de umbră și răcorindu-se așa cum pot, oamenii așteaptă 10 de minute în picioare pentru treburile de zi cu zi. Mai ales pensionarii se așează la rând, deși medicii spun clar că ar trebui să se ferească de asemenea temperaturi. Ne chinuim, ce să facem? Nu avem alte probleme. Așa au gândit zilele acestea oamenii, în special cei de vârsta a treia, pe care nevoia i-a scos din case. La o farmacie din sectorul 2, coada nu a dispărut nici în plină amiază, când razele soarelui ard cel mai aprig. E, știi cum e, foamea te scoate. Și știi de ce? Zici, dacă tot nu îți permiți să mănânci scump, măcar să-ți iei pastilele de undeva convenabil. N-avem ce face. Plecăm pe timpul ăsta la 80 de ani. Ca să nu resimtă din plin cele 40 de grade din termometre, oamenii s-au înghesuit pe unde au găsit umbră. Chiar și așa, așteptarea nu e ușoară. Pentru medicamente
Obligatoriu, da. Trebuie să așteptați un pic, cred că vreo 10 minute. Trebuie să aștept, cred că mai mult. Am stat puțin la coadă, dar e necesar. Pentru că asta e. Avem o vârstă, trebuie să mergem pe drumul ăsta la medicamente. Avem curat, ce să facem? Nu trebuie să mâncăm, nu trebuie să ne luăm și noi ce... necesar. Așa au gândit și cei care au căzut pradă poftei de mici și s-au oprit la terasa Obor. Coada e nelipsită și aici. 20 de minute. E canicul asta cam greu. Este, asta e vremea, ce să facem? Vai, groaznic. Groaznic, acum așteptăm să luăm, să mâncăm ceva și să plecăm spre casă. Foarte cald. Chiar înainte de cele 5 zile de cod roșu de caniculă, Ministerul Sănătății a recomandat oamenilor să-și limiteze ieșirile de acasă doar la cele esențiale. Iar medicii atrag atenția că orele cu riscul cel mai mare sunt între 11 și 17. Un litru de apă peste 3 euro. Un litru de suc 5 euro. Nu sunt prețurile din Nisa ori Monaco, ci de pe litoralul românesc. Inclusiv șeful de la Protecția Consumatorilor a fost șocat de prețul apei. Urmează un material filmat și cu o cameră ascunsă. 8 lei jumătate de litru de apă. Nici nu e greu să facem un calcul pentru a vedea cât costă sticla la un litru. Dublu. Ce aveți la 16 lei acolo? La 16 lei pe litru. Deci, un litru e 16 lei, un litru de apă. Peste 3 euro un litru de apă. Băuturile carbogazoase sau iced tea-ul costă 22 de lei pe litru, adică aproape 5 euro. Sunt foarte, foarte mari. Moderate spre piperate. Cam așa. Suntem în Costinești, o stațiune arhiplină. Unul dintre turiști ne ajută să facem o comparație cu situația de la vecinii bulgari. Te dă pe această sticlă de apă, plată? Nu știu că e luată de la bulgari. Cât ați plătit acolo pe ea? 2 leva? Asta înseamnă 5 lei, cu mult sub prețul din Costinești. Desigur, contează de unde te aprovizionezi. În alt loc găsim 2 litri de apă cu 12 lei, adică aproape 2 euro și jumătate. Nici mâncarea nu e mai ieftină. Cum ți se par prețurile? Cam piperate, zic eu. Exagerat de mari. S-a scumpit, tăce. Inclusiv Paul Anghelă, directorul general ANPC, a constatat că o sticlă cu apă e mai scumpă în Costinești decât în Nisa. Cei de la Protecția Consumatorilor spun că vor efectua mai multe controle în perioada următoare pe întreg litoralul românesc. E însă greu de crezut că vor reuși să rezolve problema prețurilor uriașe. Sunt români care pierd mult, mult timp în mașină. Vorbim, de fapt, despre un fenomen apărut din cauza aglomerației în trafic. O săptămână întreagă, cât o vacanță în Grecia, au ajuns să stea bucureștenii în mașină pe drum spre serviciu și înapoi. În aceste condiții, tot mai mulți angajați se mută cu locuința cât mai aproape de serviciu. Exasperat de cât timp pierde în trafic spre muncă și înapoi spre casă, Radu a decis recent să-și caute altă casă cu chirie. Din aviație unde să mă mut, fac cam 10-15 minute. Deci economisesc în fiecare zi 40-50 de minute. Tu aș putea să vin și pe jos, 15 minute maxim aș fi aici. Deși nu este ușor să facă o asemenea schimbare, spune că timpul este mai prețios decât orice. Bucureștenii pierd în fiecare an în medie un concediu întreg în trafic. Orele adunate în drumul spre muncă sau spre casă însumează o săptămână. Am colegi care fac naveta din zone mult mai îndepărtate sau chiar din Ilfov și care pierd în fiecare zi în trafic până la 2 ore. Vin la serviciu poate cu o oră mai devreme decât restul lumii, doar ca să evite aglomerația dimineața din trafic și nu e loc normal. Radu este unul dintre cei mai mulți care au decis în ultimii ani să se mute mai aproape de locul de muncă. Făceam cam o oră cu mijloacele de transport în comun, iar acum fac undeva la jumătate de oră, s-a mai redus un pic timpul. Să mergi cu mașina nu era opțiune, pentru că la ora 7 dimineața traficul în București este îngrozitor. Și da, trebuie să găsesc ceva mai aproape, pentru că și pe jos, dacă venea cu metrou, tot făceam o oră, o oră și ceva. Cine nu-i pregătit de chestia asta în București, o să inevitabil o să se ducă în direcția de a căuta un loc de muncă cât mai aproape sau ceva remote. Agenții imobiliari spun că pe lângă timpul câștigat, mutatul aproape de serviciu aduce și alte beneficii. Mental te gândești că faci doar 7 minute până aduce copiii la școală și încă 15 să ajungi la birou versus 2 ore în total, îți oferă un confort mental care te face să fii mai productiv, mai relaxat și să ai o viață bună la finalul zilei. Conform unui studiu, Bucureștiul este pe locul 4 în Europa și pe 8 în lume, în rândul celor mai aglomerate capitale.
Avem speranțe mari cu sportul care a făcut istorie pentru România la Jocurile Olimpice. Gimnastica artistică feminină a adus cele mai multe medalii olimpice pentru țara noastră, 72 la număr. Iar după o pauză de 12 ani, fetele noastre sunt din nou pe cea mai importantă scenă a sportului mondial. După 12 ani, gimnastica din România este prezentă la cea mai importantă competiție sportivă din lume. Fetele noastre și-au îndeplinit obiectivul, dar gândul la o medalie olimpică le face să tragă tare în sala de antrenamente. Noi, de anul trecut, de când am calificat la mondiale, am fost foarte fericite pentru că iar am adus România la Jocurile Olimpice după 12 ani. Faptul că noi am calificat echipa după 12 ani ne dă cumva libertatea să mergem fără presiunea rezultatului, pentru că totuși nu a mai fost absolut deloc echipa la Jocurile Olimpice și acum doar faptul că suntem acolo este un plus. E un semn bun că lucrurile deja încep să miștem bine și cred că o să iasă o figură frumoasă, pentru că noi suntem destul de pregătite. Sabrina Voinea, Ana Maria Bărbosu, Liliana Cosman, Andreea Preda și Amalia Ghigoarță sunt gata să facă marea surpriză la Paris și să urce pe podiumul de premiere. Girls are young compared to the international field. So you see now a lot of teams where there are a lot of 25, 30-year-old gymnasts with lots of experience. They are not able to upgrade their program so much. But when you're 16 or 17 and your body is still functioning good, then you do have the possibility to upgrade fast. De aceea stăm zi de zi în sala de gimnastică și muncim și ne străduim, pentru că suntem o echipă frumoasă și unită și ne dorim să fim cât mai sus în clasament. Și încă mai avem foarte mult de recuperat, dar pas cu pas luând-o, eu cred că vom răzbi aceste momente grele. Pe 28 august, echipa feminină de gimnastică a României debutează la competiția de la Paris în proba de calificări. Dacă merg în finală peste numai două zile, fetele noastre se vor lupta pentru medalii. News Time se oprește aici. Eu sunt Cosmin Cernat. Vă mulțumesc! La revedere! Până în această noapte avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a țării. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Avem val de căldură persistentă în sudul țării până sâmbătă dimineața și va fi în continuare avertizarea de cod galben și portocaliu de caniculă. La noapte în sudul și local în vestul și estul țării, noaptea va fi tropicală. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade, mai mici în depresiuni spre 13 grade. Local la munte și în Transilvania și pe arii restrânse în Muntenia, Oltenia și Dobrogea vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu intensificări ale vântului. Rafale în general de 55-60 de km pe oră, grindină, descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi posibile cu totul izolat. Mâine, intensitatea valului de căldură se va diminua. În Banat, Dobrogea, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și local în Oltenia și Muntenia, în continuare va fi caniculă, disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 38 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, începând din orele după amiezii în zonele montane și submontane, în cea mai mare parte a Olteniei, local în Transilvania, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în restul regiunilor, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, respectiv averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, rafale în general de 55-60 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi deosebită de caldă, din a doua parte a zilei se adună norii și se anunță ploi. Se vor înregistra 32 de grade în Târgoviște și 34 în Ploiești. În Transilvania se anunță vreme instabilă, vor fi 31 de grade în Brașov și 35 la Alba Iulia. În Moldova cerul va fi mai mult senin, mercurul din termometre ajunge până la 29 de grade în Piatra Neamț și 34 în Iași.
În vestul țării cerul va fi variabil, iar maximele ajung la 35 de grade în Oradea și 36 în Arad. În Oltenia sunt anunțate ploi, în special în a doua parte a zilei, se vor înregistra 36 de grade la Craiova și 37 în Slatina. În Dobrogea cerul va fi predominant senin, iar termometrul va indica 27 de grade la Sulina și 37 la Medgidia. În capitală cerul a fost variabil în prima parte a zilei, iar spre seară s-au adunat norii și au fost averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a fost de 40 de grade. Noaptea va continua să fie tropicală, astfel că minima termică va fi de 21-23 de grade. Vor fi înorări temporar accentuate și perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră, averse și descărcări electrice îndeosebi în prima parte a nopții. Mâine, valul de căldură se va diminua, dar va continua să fie caniculă, disconfort termic accentuat și un indice temperatură umezeală de peste 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37-38 de grade. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara, probabilitatea pentru înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi în creștere. La munte, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, respectiv averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi caldă pentru această dată. La mare, deși valul de căldură va slăbi în intensitate, vremea va fi călduroasă cu valori maxime cuprinse între 32 și 36 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade. Cerul va avea unele înnorări și vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura apei mării va avea valori de 27-29 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!